Vom discuta despre platforma de opțiuni. O să încerc să fac, să-i spunem așa, o scurtă prezentare a opțiunilor pe care le găsiți și pe care le puteți tranzacționa cu Xtrade Brokers și hai să-i spunem principalele lucruri pe care puteți să le faceți pe platforma respectivă. Să vreau să o luăm practic de la început. Cred că, nu știu dacă pe acest calculator de pe care țin webinarul este deja instalată platforma aceasta de opțiuni, așa că v-aș ruga să trecem împreună prin acest proces. Știu că opțiunile nu sunt unul dintre cele mai comune instrumente tranzacționate în România, însă cu siguranță în viitorul apropiat ele vor deveni din ce în ce mai interesante și noi suntem siguri că o să devină un produs de bază al Xtrade Brokers-ului, mai ales că în momentul de față suntem singurul market maker, din câte știu eu, care oferă o astfel de platformă, o platformă de opțiuni. Opțiuni s-ar putea, parcă din câte știu, sunt și la bursa din Sibiu, acestea fiind, cred eu, singurele două locuri unde puteți tranzacționa în România acțiuni. Opțiuni, îmi cer scuze. Dacă sunt întrebări, bineînțeles, pe parcursul webinarului, vă rog să folosiți chat-ul. Și să încercăm să construim practic o sesiune, o prezentare poate cât mai interactiv. În primul rând, haideți să instalăm contul acesta de opțiuni. Dacă n-ați făcut-o până acum, poate că odată cu mine ar fi un moment bun să verificați și această platformă pe care noi vă propunem. De la deschide cont demo gratuit. Aici o să introducem datele pe care le vom folosi în momentul în care vrem să creăm un cont demo, după care o să dăm click aici pe trimite. Iar în partea inferioară a noi imagini ce se încarcă, avem opțiunea de a descărca această platformă ce se numește Option Trader. În mod normal, da, mi-a cerut acceptul pentru downloadarea acestei file. Probabil că același lucru o să se întâmple și la dumneavoastră. O să-i dau un run. Să trecem împreună prin acest meniu. Și cu siguranță foarte, foarte repede platforma se va instala și vom intra în ea și vom începe să ne jucăm. Până una alta, două, trei cuvinte despre opțiuni. Pentru cei care încă nu le-au atins absolut deloc, opțiunile sunt niște instrumente financiare un pic diferite față de CFD-uri. Ele se deosebesc, să-i spunem, de CFD-uri prin faptul că întotdeauna vânzătorul opțiunii o să se oblige să respecte, să-i spunem, termenii vis-a-vis de expirare pe care, sau de marcare a opțiunii respective pe care îi impune cumpărătorul. Astfel că o să vedem în primă fază, vânzătorul de opțiuni pare fi un pic dezavantajat în fața cumpărătorului, însă de obicei, unii dintre cei mai profitabili traderi de opțiuni sunt cei care vând. Însă, vânzarea de opțiuni, după părerea mea, este un lucru destul de complicat pe care nu l-aș recomanda decât persoanelor care au cunoștințe suficient de vaste legate de acest instrument financiar și poate să-și dea seama de pericole. De ce? Pentru că în momentul în care cumperi o opțiune, practic nu pierzi altceva decât prima pe care o plătești. Dacă, în schimb, vinzi o opțiune, pierderea ar putea fi nelimitată. Din acest motiv, vânzarea de opțiuni, pentru că am ajuns acolo,
putea fi, poate fi extrem de periculoasă pentru cei mai puțin inițiați. Ok, să așteptăm un pic. Platforma ar trebui să se deschidă și sper să o vedeți și dumneavoastră. Sincer să fiu, nu știu exact de ce dă acea eroare la început cu improper, însă sper că pe calculatorul dumneavoastră să nu o primiți. În momentul de față trebuie să așteptăm un pic pentru prima lansare și sunt sigur că o să se deschidă și o să începem să discutăm despre câmpurile pe care le găsim în platformă. Ce ar mai trebui spus, de fapt, în cuvinte puține să spunem despre aceste instrumente, le-aș defini ca un instrument financiar, ce spuneam, are un termen la care, bineînțeles, expiră. Practic, cel ce vinde opțiunea este cel ce acceptă condițiile cumpărătorului, iar pentru faptul că acceptă condițiile cumpărătorului de opțiune, va încasa prima. Aș zice că ele, mai ales opțiunile digitale, spre exemplu, și o să stăm un pic de vorbă și despre ele, seamănă cu un pariu. În momentul în care vreți să, hai să-i spunem, să pariați că piața se duce într-o anumită direcție până la o anumită valoare, atunci cu siguranță veți întâlni, să-i spunem, un vânzător de opțiuni care este gata să intre în pariu cu dumneavoastră, contra, bineînțeles, primei pe care trebuie să-i o plătiți. Ok, în momentul de față aveți pe monitoare platforma noastră de opțiuni, o platformă dezvoltată anul trecut, deci o platformă foarte nouă care are niște, hai să-i spunem, niște caracteristici ce vă pot ajuta și ea este dezvoltată în ideea de a aduce cât mai aproape și cât mai, în ideea de a crea, să-i spunem, o platformă cât mai prietenoasă pentru toți cei care sunt la început și încep să învețe. Primul lucru pe care trebuie să remarcăm este că de data aceasta la opțiuni lista cu instrumente pe care le puteți tranzacționa este mult, mult mai mică decât în cazul CFD-urilor. Acest lucru se datorează în principal faptului că opțiunile nu sunt la fel de, hai să-i spunem, la fel de des tranzacționate sau cel puțin lichiditatea pe ele nu e la fel de mare, astfel că unui market maker este foarte greu să se descarce în piață în cazul în care este nevoit să o facă. Din acest motiv, o să găsiți pe platforma noastră opțiuni, a zice, pe cele mai importante, pe cele mai lichide instrumente. În primul rând, primele 10-15, nu știu, instrumente pe care le vedeți acolo în partea stângă sunt perechile valutare. Aceste perechi valutare, după cum puteți vedea, sunt principalele dintre ele, sunt majors-urile și câteva cu o lichiditate destul de bună, la care se adaugă zlotul polonez și coroana cehească, pe care Mixed Trade Brokers poate în momentul de față să ofere opțiuni. Din păcate, pentru moment, piața din România nu prea oferă posibilități de acoperire și Mixed Trade Brokers nu, pentru moment nu poate să vă ofere opțiuni pe RON, care ar fi fost un lucru extrem, extrem de interesant, mai ales prin prisma hedging-ului care s-ar fi putut face pe aceste opțiuni. Dacă, poate dacă doriți ceva mai multe informații despre ideea de hedging,
pe RON, atunci putem, bineînțeles, sta oricând de vorbă. Hedging-ul în momentul de față este, aș zice, extrem de benefic pentru exportatori pe CFD-uri, se poate face fără niciun fel de problemă pe CFD-uri, pentru că exportatorul va trebui să mențină o poziție short și ați văzut că în momentul în care menține această poziție short, va încasa puncte swap. Deci, practic, cursul va merge împotriva lui. Faptul că suma respectivă este hedgeuită pe CFD-uri va duce la acoperirea pierderii pe care ar avea-o pe spot. Cam asta era ideea. Acum, noi ne doream și opțiuni pe RON, dar deocamdată nu sunt. Sper că în viitorul apropiat să apară și EURON și USD-RON pe lângă aceste opțiuni pe care le vedeți. Bun. Pe lângă perechile valutare, aș zice principalele mărfuri sau cele mai tranzacționate, și anume aur, argint, petrol, cupru, zinc. De departe, vedetele commodities. În plus, avem o multitudine de indici, cei mai mari, bineînțeles, pe care îi putem găsi pe piețele din lume, și anume Dow Jones sub formula aceasta de US 30, Standard & Poor's, US 500, DAX-ul, FTSE, CAC 40, VIG-ul din Polonia și indicele bursei din Milano și bursei de la Madrid. După cum vedeți, principalii indici din Europa și, a zice, chiar din Statele Unite pot fi tranzacționați sub formă de opțiune prin X-Trade Brokers. Una peste alta, aș zice că pentru un trader obișnuit să investească pe piețe internaționale, plaja de opțiuni cred că este mulțumitoare. În mare parte, lucrurile importante spun eu că sunt acoperite. Sigur, ne-am dori poate și opțiuni mai legate de noi, cum ar fi, vă spuneam, pe Euroron, însă cu cât piața se va dezvolta, cu cât se va tranzacționa mai mult, cu cât România va fi o piață din ce în ce mai educată, sunt sigur că vor apărea și mult mai multe instrumente care să ne satisfacă, haide să-i spunem, necesitățile locale. Bun. Cam acestea sunt lucrurile importante pe care ar trebui să le discutăm despre această fereastră din stânga de care am vorbit, și anume Market Watch, unde apar principalele instrumente. După cum vedeți, instrumentele respective au un preț de vânzare și un preț de cumpărare, un bid și un ask. Ați zice ca în cazul CFD-urilor. Să trecem un pic mai departe. În centrul imaginii putem vorbi despre, ați zice, modulul de comandă al acestei platforme, și anume selectarea ordinului pe care vrem să-l lansăm în piață, selectarea opțiunii pe care vrem să o lansăm în piață. În primul rând, vorbim despre o clasa opțiunii, și anume pe platforma XTB-ului puteți tranzacționa opțiuni vanilla sau opțiuni digitale. După cum puteți vedea, digitalele sunt împărțite în European Digital și European Digital Range. Două, trei cuvinte despre fiecare în parte. Nu o să stau prea mult pe ele pentru că o să urmeze, din câte știu, webinarii care au ca tematică exact aceste tipuri de opțiuni. Dacă vă interesează, și sincer să fiu, ținând cont că este un produs care poate aduce profituri frumoase, și mai mult decât atât, am văzut în ultima vreme că este din ce în ce mai tranzacționat, v-aș recomanda că în zilele următoare să urmăriți prezentările colegilor mei vis-a-vis de aceste două clase de opțiuni. Ne spuneam vanilla și digitale. Opțiunile vanilla sunt opțiuni care au o dată de expirare, sunt opțiuni care au un preț trigger,
cum spuneam, sunt opțiuni în care va trebui să alegeți o anumită direcție dacă vreți să o cumpărați, adică puteți să cumpărați o opțiune de creștere sau puteți să cumpărați o opțiune de scădere a cotației respective. Ca să faceți acest lucru și să faceți deosebire între ele, atunci va trebui să cumpărați ori un call, ori un put. Dacă veți cumpăra un call, atunci practic anticipați o creștere a cotației instrumentului respectiv. Dacă veți cumpăra un put, atunci anticipați o scădere a instrumentului respectiv. Prețul la care dumneavoastră vreți să îi spunem să executați opțiunea respectivă este determinat de acest strike price sau trigger, cum doriți dumneavoastră să-l numiți. Apoi, după ce vă decideți direcția în care vreți să tranzacționați, puteți să stabiliți o dată de expirare. După ce ați făcut acest lucru, haideți să mergem pe nu știu, să spunem că suntem pe oil. Pentru că în cursul zilei de astăzi, pe site-ul nostru a apărut o analiză despre petrol, pe care vă invit să o citiți. Haideți să ne jucăm, să-i spunem, cu un exemplu pe oil. Poate că după ce citim această analiză și făcându-ne calculele, ne gândim că am putea specula în momentul și poate am merge în continuare pe o creștere a prețului acestui instrument. Ce aș avea de făcut? Păi, în primul rând, să-mi aleg instrumentul și anume oil. Dacă cred într-o creștere, o să aleg un call. Prețul la care vreau să mă raportez, aici discuția este un pic mai amplă și sincer o să las pe colegii mei să vă explice ce înseamnă in the money, at the money, out of the money. Sunt niște termeni pe care trebuie să-i luați în calcul pentru că o să vedem în funcție de ei valoarea primei pe care trebuie să o plătiți la început pentru a intra în opțiune o să fie diferită. Practic, noi acum, în cuvinte puține, noi acum vrem să cumpărăm, dacă suntem la prețul ăsta de 9, să cumpărăm o opțiune de creștere, dacă suntem la prețul acesta de 99.9, acesta ar fi at the money. Dacă am vrea să intrăm de la un preț de, nu știu, 105, atunci am fi in the money. Dacă am vrea să intrăm de la un preț de 95, atunci am fi out of the money. În funcție de prețurile acestea o să vedeți că diferă prima, dar cum vă spuneam, o să las pe colegii mei să le explice în momentul în care o să intrați în amănunte despre fiecare tip de opțiune. Ok, vanilla am spus pentru că o să tranzacționăm vanilla, oil este instrumentul pe care vrem să tranzacționăm, cred că o să crească prețul, deci atunci o să iau un call, prețul o să-l las prețul actual, data expirării. Acum, avem opțiunea de a alege între o zi și 6 luni de zile. Cam 6 luni fiind data de expirare maximă pe care o puteți alege. Dacă eu cred, poate că azi este marți, spunem, suntem pe 8. Dacă eu cred până la sfârșitul săptămânii că această opțiune nu o să facă altceva decât să crească, adică prețul la petrol nu o să facă altceva decât să crească, atunci o să aleg data de 11 a doua ca dată de expirare. Mai am încă un lucru de determinat și anume volumul cu care vreau să tranzacționez. Aici, din nou, ar trebui luate în considerare, bineînțeles, tehnicile de money management, dar de data aceasta ținând cont nu neapărat de marja pe care o blochez, ci de prima pe care trebuie să o plătesc pentru volumul respectiv, raportată cu, bineînțeles, soldul total al contului meu. Dacă o să alegem un lot de petrol, dacă o să alegem un lot de petrol, spuneam că o să avem o primă, după cum puteți vedea, dacă vrem să cumpărăm, deci aici în ASCU va trebui să ne uităm, o primă de 3.000 de dolari în cazul unui cont de 50.000 de dolari.
O să avem o astfel de primă pe care noi trebuie să o plătim inițial, acum la intrare în tranzacție. Să spunem că vrem să facem această tranzacție, mai ales că, după cum putem vedea, a mai scăzut un pic prima, deci o să plătim 2940. O să apăs pe request și apoi avem câteva secunde, după cum puteți vedea, în care să ne decidem dacă vrem să cumpărăm sau să vindem. Dacă vom vinde, prima pe care trebuie să o plătim, o vedeți aici deasupra, este de 2400. În schimb, dacă vom vrea să cumpărăm, prima este de 2920. Haideți să cumpărăm, pentru că, vă spuneam inițial, v-aș recomanda să încercați să mergeți mai mult pe cumpărare de opțiuni decât pe vânzare de opțiuni. Deci, de data asta, trebuie să faceți diferența numai ca la CFD-uri. Dacă la vânzarea, la CFD-uri însemna un sell pe platformă, de data aceasta, vânzarea opțiunii poate să fie o vânzare și de call și de put. Nu înseamnă neapărat o vânzare, nu înseamnă neapărat că previzionați o scădere a cotației respective, ci înseamnă că sunteți gata să încasați prima și să dați șansa celui ce a cumpărat opțiunea să facă profituri nelimitate, asta în cazul în care timpul, bineînțeles, va fi în favoarea, în cazul în care va prinde și direcția și să aibă și ceva volatilitate, adică prețurile se ducă în direcția respectivă destul de hotărâte. Nu vreau să intru din nou în amănunte, pentru că sunt sigur că o să le descoperiți dumneavoastră o parte și în următoarele webinarii o să prezinte și acești factori colegii mei. Bun, spuneam că am lansat o opțiune, după cum vedeți, o cumpărare, un call. Avem în căsuța de sub această zonă principală, sub această zonă centrală, avem ordinul pe care l-am lansat. După cum puteți vedea, are un număr de identificare, data și ora la care a fost deschis, clasa din care face parte această opțiune, instrumentul pe care tranzacționăm, prețul de referință, data de expirare, am spus noi 11 a doua, după cum puteți vedea, la sfârșitul zilei, la ora 17, deci la sfârșitul zilei de lucru, întotdeauna o să vedeți instrumentele de genul ăsta, opțiunile expiră la ora 17 a zilei în care ați pus cadența. Volumul în care am tranzacționat, spuneam că un lot, volum payout de 2000, buy or sell, deci am făcut o cumpărare de opțiune, tipul opțiunii a fost un call, deci asta înseamnă că ne gândim că prețul petrolului o să crească în continuare. Valoarea inițială 2940, valoarea ei în piață acum 2440-2480, ceea ce ne arată nouă că în momentul de față, dacă am vrea să marcăm această opțiune, am avea o pierdere de 460 de dolari. Ok. Aici sunt datele pe care le puteți vedea. Mai jos, dacă ne uităm, avem balanța, marja blocată care apare doar în cazul vânzării de opțiuni, banii care mai avem disponibili pentru alte tranzacții. Bineînțeles, valoarea soldului raportată la profitul sau pierderea pe care o înregistrăm acum. Margin level, cum vă spuneam aici, o să fie luat în considerare în momentul în care suntem vânzători de opțiuni. Și valoarea la piață, care, după cum puteți vedea, crește de mult, a crescut destul de bine valoarea la piață, pentru că, dacă o să ne uităm probabil pe graficul petrolului și o să. De fapt, putem observa și aici, vedem că cotația noastră ar fi trebuit să crească vis-a-vis de ce am selectat. Ok.
Bun, acum a mai scăzut din nou valoarea la piață pentru că a scăzut și cotația petrolului. Văd că deja s-a retras, dar a avut un moment în care crescuse bine. Un alt lucru pe care putem să studiem pe această platformă, până o să mai las un pic tranzacția deschisă și o să o închidem ceva mai târziu, vreau să mai discutăm câteva lucruri despre graficul pe care îl avem în momentul în care selectăm o anumită opțiune și în momentul în care completăm căsuțele din panelul acesta de ordin. După cum putem vedea, în partea dreaptă apare graficul opțiunii. Asta ce ne spune? Graficul acesta ne spune că opțiunea noastră înregistrează pierdere dacă cotația rămâne undeva sub valoarea aceasta de 99,90 la care am intrat. Însă pe profit nu o să ajungem în dreptul valorii de dacă cotația o să treacă de 99,90 pentru că trebuie să recuperăm prima. Iar recuperarea primei pe care am plătit-o se va face de-abia undeva în jurul valorii de 101,38. Deci până prețul nu trece de 101,38, noi nu o să fim în profit cu această opțiune. În condițiile actuale, asta înseamnă că fără să treacă prea mult timp de la intrarea opțiunii. Dacă de azi până mâine o să vedem că prețurile nu s-au mișcat în favoarea noastră, s-ar putea ca de data asta valoarea la care să intrăm în profit să nu mai fie 101, ci poate chiar un pic mai mare. Pentru că timpul în care o să aibă timpul în care se păstrează valoarea aceasta opțiunii de acum o să fie schimbat și atunci o să avem un alt factor de influență. Bun. După ce am trecut de valoarea 101,38, după cum puteți, mergem pe profit. Iar profiturile sunt nelimitate. Dacă prindem o piață foarte volatilă care se duc într-o anumită direcție pe care noi am intuit-o, atunci nu aveți niciun fel de limitare. Până la scadență puteți avea de-a face cu profituri foarte, foarte mari, cu un risc, să-i spunem, diminuat, pentru că nu pierdeți, încă o dată, nu pierdeți decât prima. Asta este maximum pe care îl puteți pierde, nimic altceva. Este avantajul de a tranzacționa opțiuni, să-i spunem, vis-a-vis de avantajul de a tranzacționa CFD-uri, este că uneori opțiunile pot duce la profit, indiferent că piața a ajuns într-o zonă unde pe CFD s-ar fi marcat un stop loss. Deci aici nu aveți un stop loss, nu aveți un nivel de preț la care platforma să vă scoată automat din piață, ci pur și simplu vă scoate automat din piață doar dacă ajunge la expirare. Opțiunea, pentru că am o întrebare, opțiunea și v-aș ruga poate să puneți mai multe întrebări în cazul în care sunt lucruri pe care nu le înțelegeți. Opțiunea se poate închide odată la data expirării sau se poate închide ceva mai devreme. Dar închiderea nu se face în direcție inversă, ci se face prin vânzare. Deci, practic, această opțiune pe care ați cumpărat-o, o puteți vinde. De cele mai multe ori, opțiunile sau traderii de opțiuni nu lasă opțiunile să ajungă neapărat până la expirare, ci le marchează în momentul în care, prin un moment de volatilitate, a zice în direcția pe care ei au anticipat. O să vă arăt cum puteți să faceți ambele lucruri. De fapt, cum puteți să faceți închiderea aceasta înainte de data expirării. Dar să revenim un pic la grafic. Pentru fiecare opțiune, pentru fiecare lucru pe care îl setați în acest panel al ordinului, în această căsuță, în această fereastră unde puteți să editați detaliile ordinului, o veți primi graficul. Și aici vă este foarte simplu. În momentul în care ne uităm la o opțiune, un call la 99-90 dolari pe petrol, eu știu că trebuie să mai crească cu încă 2 dolari prețul petrolului ca să intru în profit. Acum, dacă din analiza pe care am făcut-o, cred că prețul dolarului o să ducă undeva la 110, s-ar putea să merite să cumpăr un call acum
și să aștept ca prețurile să se ducă către zona respectivă. Dacă cred că prețul o să se ducă undeva către 101, vă dați seama că, sau 102, vă dați seama că tranzacția este extrem de riscantă și nu prea ar merita, să-i spunem, să tranzacționați opțiunea respectivă, atunci v-aș îndruma, în cazul acela, v-aș îndruma mai repede către un CFD. Însă, în general, opțiunile ar trebui, după părerea mea, folosite pentru analize care dau ținte de profit ceva mai îndepărtate față de prețul la care se intră în piață. Dacă o să schimbăm prețul acesta și o să punem 95, sper să mă lase, nu se poate pentru că hai să încercăm cu 98, deci putem să luăm chiar de mai dedesubt și atunci dacă am luat de la 98, prețul ar fi de 107, prețul la care am intrat în profit, dar după cum puteți vedea la 98, pentru că este un preț în afara pieței, prima este foarte, foarte mare. Nu mai e de 2800 de dolari, este de 5300 de dolari. Diferență foarte, foarte mare. Și atunci va trebui să fiți extrem de încrezători, să-i spunem, în calculele dumneavoastră, pentru a vă permite o astfel de strategie. Sub grafic aveți grecii, delta, gamma, vega, theta, rho și phi, pe care o să vi explice colegii mei. În funcție de ei se calculează prima de multe ori și atunci o să vedeți că ei influențează foarte mult valoarea acestui lucru atât de important în tranzacționarea opțiunii. Bun, revenim. Am spus că de aici putem selecta vanila și avem două opțiuni, call și put, adică call în cazul în care credem că o să crească, put în cazul în care credem că o să descrească. După cum puteți vedea, când am ales put, graficul s-a schimbat și de data asta s-a inversat. Ce înseamnă un put? Înseamnă că eu de la acest 98 cred că prețurile or să scadă în continuare. Și pentru că sunt la un preț in the money de data aceasta, deci un preț ceva mai mic decât prețul la care sunt acum, după cum putem vedea, prima a scăzut foarte, foarte mult. Deși contul acesta demo este în dolari, contul real, bineînțeles că este în RON, însă pentru ușurimea exercițiului o să păstrez, să-i spunem, discuția în dolari. Spuneam, pentru un preț in the money, după cum puteți vedea, prima este deja ceva mai mică. Iar graficul ce ne spune? Ne spune că de la 98 suntem pe pierdere. Dacă prețul este mai mic de 98, suntem pe pierdere. Vom pierde întreaga primă. Cu cât ne apropiam de nivelul de 97,49, vom pierde din ce în ce mai puțin din primă, până când la 97,49 vom ajunge pe 0. În momentul în care vom scădea sub valoarea de 97,49, 97,50, atunci o să începem să înregistrăm profit și după cum puteți vedea, dacă ajungem undeva la un 97, la un 96,59, atunci o să avem un câștig de 1800 de dolari. Deci graficul ăsta vă calculează și vă ajută extrem de mult să vă gândiți dacă merită sau nu să faceți tranzacția respectivă. Același lucru ca și în cazul call-ului, dacă vreți să cumpărați un put de data aceasta, request și după request-ul respectiv veți putea să dați un buy sau un sell. S-ar putea, nu știu de ce nu-mi răspunde în momentul ăsta la tranzacție, s-ar putea să fie din cauza prețului în afara pieței să dureze poate ceva mai mult, pentru că este, cum spuneam, un preț un pic mai deosebit. Da, din păcate, cred că va trebui să și restartez platforma. Aceste lucruri se pot întâmpla. Până vedem dacă uitați, l-a luat ceva mai greu de data asta
request-ul pe put-ul respectiv. Haideți să trecem la următorul panel. După cum puteți vedea, în partea superioară avem trei taburi. Aceste trei taburi sunt Order, Strategy Wizards și One Click Strategy. Pentru că de multe ori traderii de opțiuni preferă să tranzacționeze strategii un pic mai complexe de opțiuni, și anume structuri de opțiuni, să se acopere împotriva riscului, mai ales dacă vă dați seama, dacă vindeți opțiuni și nu le cumpărați, atunci puteți să faceți o strategie. Există un wizard care vă ajută, și o să trecem pas cu pas, vă ajută să stabiliți scenariu. Ce anume, în primul rând va trebui să vorbim despre instrumentul pe care vrem să-l tranzacționăm. Vrem să tranzacționăm, să-i spunem, EURUSD. Dacă vrem să tranzacționăm EURUSD, alegem instrumentul. O să-i dăm un next. S-ar putea ca uneori să vă apară un pic acoperit această zonă. Dacă nu o să vedeți next-ul inițial, să știți că este ascuns după această fereastră de portofoliu. Deci va trebui să o dați un pic mai jos ca să vedeți căsuțele respective. Ok, am spus, am ales EURUSD. Și acum, din scenarii, pot să aleg ce cred eu că o să se întâmple. Și anume, bineînțeles, avem platformă și în română. Putem să vă dăm platforma și în română. Creștere ușoară, creștere semnificativă, creștere deasupra unui nivel, scădere, bineînțeles, în toate condițiile pe care le-am discutat mai devreme, mișcare semnificativă în orice direcție. După cum puteți vedea, puteți tranzacționa și volatilitate, nu neapărat o anumită direcție, ci puteți pur și simplu să anticipați un moment de volatilitate. Dacă credeți că la un moment dat piața o să se miște foarte puternic în oricare dintre direcții, pentru că nu se mai poate, trebuie să existe volatilitate, atunci puteți să alegeți acest scenariu, mișcare semnificativă în orice direcție. Bineînțeles, mai sunt și alte scenarii pe care o să vă las pe dumneavoastră să le descoperiți. Dar să spunem că alegem să tranzacționăm în orice direcție. Nu mă interesează în ce direcție se duce prețul, contează să se ducă cu hotărât într-o anumită direcție. Următorul lucru pe care trebuie să-l stabilim este pierderea maximă pe care ne-o asumăm. Să spunem că, nu știu, avem $1000 pe care ne asumăm, sau hai să facem, da, hai să facem cu $3000 pe care ne asumăm să avem mai mult loc de joacă. Deci ne asumăm o pierdere maximă de $3000. Orizontul de timp pe care vrem să tranzacționăm, cred că spuneam, până la sfârșitul acestei săptămâni, o să, de fapt, avem de-a face cu o săptămână în care volatilitatea o să fie foarte, foarte importantă. Și atunci am setat acest 11 a 2 a 2011 ca dată de expirare a opțiunilor. Voi apăsa încă o dată Next și iată în față, avem câteva strategii pe care puteți să le alegeți. Și anume, putem să cumpărăm straddle, strangle sau outside, și putem să vindem inside. Straddle-ul și strangle-urile sunt formate din opțiuni vanilla, iar outside-ul, o să vedeți, sunt niște opțiuni pe digital. Iar ca și inside, care este din nou o opțiune digitală, putem alege una dintre cele patru variante pe care platforma le-a corelat pentru noi. Putem alege o strategie pe, cum spuneam, pe opțiune vanilla, și atunci, după cum puteți vedea, profitul maximum profit este nelimitat, iar pierderea maximă este de 2838. Dacă o să mergem pe un straddle și dacă o să mergem pe un strangle, pierderea maximă ar fi de 284. Diferența dintre ele, după cum putem vedea, ca strategie, opțiunile
Treadle pleacă din același punct, pe cât Strangle au prețuri diferite, au trigger-uri diferite. Din nou, nu vreau să intru foarte adânc în amănunte, pentru că aceste lucruri fac subiectul altor webinarii. Dar ca idee, ați văzut cum alegeți instrumentul, alegeți scenariul în care credeți și platforma de una singură vă face strategie. Apoi vă calculează și care e maximum pe care puteți să-l pierdeți, care e maximum pe care îl puteți câștiga. Dacă o să mergeți pe acest tip de opțiuni, digitale, după cum putem vedea, pierderea pe care ne o asumăm este egală cu pierderea pe care, cu câștigul pe care îl putem face, motiv pentru care, sincer să fiu, n-aș recomanda să le tranzacționăm. Aș merge din nou, poate mai repede, să-i spunem pe un Strada. Ok, am ales strategia, vrem să tranzacționăm un long Strada. Asta înseamnă că putem merge mai departe și o să dăm un next. Aici avem câteva detalii despre strategia pe care am ales-o. Investitorul va câștiga un profit dacă prețul va fi mai mic decât 1,35, 15 sau 14 în momentul ăsta, sau mai mare decât 1,37,74. Practic, dacă eu cred că până vineri prețurile o să iasă din acest interval, o să, și mai ales cu volatilitate, atunci pot să merg pe o astfel de strategie. Detaliile sunt următoarele: o să cumpărăm un call, deci o să avem o opțiune care se bazează, care va face profit dacă o să mergem pe creștere, cu un preț, la prețul actual la 1,36,44, și o să cumpărăm și un put la prețul actual, după cum putem vedea, la același 1,36,44. Deci, practic, de la prețul la care suntem acum, cumpărăm și un call și un put. Dacă o să se ducă puternic într-una dintre direcții, o să fim fericiții investitori ce au realizat profit. Dacă nu o să se întâmple acest lucru, vom pierde prima. Dacă vrem să intrăm în piață, apăsăm un request. Și apoi apăsăm Open Strategy. În fereastra de portofoliu, strategia noastră a apărut, după cum vedeți, de data asta ordinele sunt strânse. Dacă o să apăsăm pe acest plus, o să vedem cele două opțiuni despre care am vorbit. După cum putem vedea, un call și un put, ambele au același preț de exercitare, 1,36 44. Ambele în momentul de față sunt pe pierdere, însă ținem cont că în cazul în care opțiunile respective or să se ducă către 1,35 sau către 1,37, o să putem deveni profitabili. Deci, de ce v-am arătat acest lucru? Trebuie să puteți să tranzacționați opțiuni și asta este, a zice, un avantaj bun față de CFD-uri. Puteți tranzacționa opțiuni marjând, să-i spunem, pe faptul că ele vor ieși dintr-un interval și se vor duce puternic într-o anumită direcție. Practic, nu trebuie să anticipați decât un moment în care piața o să facă trend și o să iasă din range. Nu contează direcția în care va face trendul respectiv. Cam așa se pot face strategiile de opțiuni. Vă recomand să vă jucați cu acest strategy wizard, o să găsiți niște lucruri extraordinar de interesante și care sunt sigur că vă vor duce cu gândul la anumite strategii pe care să le aplicați. Sincer să fiu, cred că tranzacționarea de opțiuni sub forma aceasta de structuri poate fi mult mai benefică și mult mai profitabilă decât tranzacționarea opțiunilor simple. Bun. Următorul tab pe care îl putem folosi este tabul cu one-click strategy. De data aceasta, marea majoritate a strategiilor pe care le puteți folosi și structurile de opțiuni, după cum vedeți, sunt deja, haideți să-i spunem, definite. Va trebui dumneavoastră să includeți, haideți să-i spunem, sau dacă vreți să faceți anumite
anumite modificări, va trebui dumneavoastră să alegeți tipul de opțiune, să poate să schimbați strike price-ul, poate să schimbați volumul cu care vreți să tranzacționați. De data aceasta, dacă cunoașteți deja strategia pe care vreți să tranzacționați, o puteți edita de aici, de la One Click Strategy. Dacă nu știți ce strategie s-ar potrivi pentru așteptarea pe care o aveți dumneavoastră, vis-a-vis de ce se va întâmpla în piață, atunci puteți să folosiți Wizard-ul care, vă spuneam, ajută pe toți începătorii să învețe și să tranzacționeze opțiuni. Bun, avem cam acestea sunt panourile principale. Vă recomand să vă jucați cu această platformă. Vă garantez că sunt foarte, foarte multe momente în care tranzacționarea de opțiuni poate înlocui cu succes tranzacționarea de CFD-uri, ba chiar uneori este mult mai profitabilă. Ca să concluzionez, să-i spunem de ce aș tranzacționa opțiuni. Păi, în primul rând, aș tranzacționa opțiuni, să-i spunem, dintr-un motiv pur tehnic, și anume dacă sunt disperat de stop loss-ul acela pe care CFD-ul s-ar putea să-mi-l ia și să-mi închidă tranzacția. În cazul în care aș intra pe o poziție pe termen ceva mai lung și mi-ar fi frică că din cauza unui moment, din cauza unui, nu știu, un moment nehotărât în piață, prețurile ar putea să-mi ia stop loss-ul, aș putea să optez totuși pentru o opțiune în care, deși vom avea prețuri care merg în defavoarea direcției pe care am ales-o, nu vom fi scoși până în momentul în care nu o să ajungem la expirare, dacă vrem să ținem opțiunea respectivă. Bineînțeles, putem să mergem ceva mai departe și să trecem în această parte de strategii, de opțiuni, practic strategii pe care le vedeți înșirate aici, strategii care nu fac altceva decât să vă ofere tot felul de oportunități în a tranzacționa, să-i spunem, mișcarea prețului, nu neapărat într-o anumită direcție, cum face CFD-ul. Și ați văzut ceva mai devreme, o strategie care iese câștigătoare dacă prețul pur și simplu se duce hotărât, face trend într-una din direcții. Mai mult decât atât, a zice că e foarte ușor să ne facem un sistem de money management pe opțiuni, pentru că până la urmă, dacă suntem cumpărători, este clar, vom risca prima respectivă. Acela este maximul pe care îl putem pierde și nimic altceva. În schimb, dacă suntem vânzători, gândiți-vă, e o oportunitate bună, dacă știm foarte bine ce facem acolo, să încasăm primele respective. De asta vă spuneam că foarte mulți trader profitabili sunt vânzătorii de opțiuni și nu neapărat cumpărători, pentru că încasarea asta de prime poate să fie un lucru extrem de benefic pentru contul nostru, iar dacă știm să ne protejăm, să-i spunem, împotriva acelei pierderi nelimitate, cu siguranță putem vinde opțiuni și să devenim profitabili în același timp, fără să ne supunem unor riscuri extraordinar de mari. Lumea aceasta a opțiunilor e o lume aparte. Sunt multe lucruri pe care putem să le discutăm. Noi o să încercăm să mai prezentăm aceste instrumente și în seminarii și, bineînțeles, în webinarii. Dacă sunteți în mod special interesat de ele, Lavinia este coordonatoarea, să-i spunem, pe această direcție, Lavinia Cristescu, așa că ea vă poate ajuta cel mai bine când vine vorba de tranzacționarea opțiunilor. Bineînțeles, și noi, și Cosmin, și eu, și Augustin, putem să ne implicăm într-o astfel de discuție, însă ea, după părerea mea, este cea care e cea mai în măsură să vă povestească despre aceste instrumente pe care le puteți tranzacționa cu XTB-ul.
Sper că vi s-a părut interesantă prezentarea în această seară și în seriile următoare să participați la prezentarea efectivă a opțiunilor vanilla și opțiunilor digitale. Cred că aceste webinarii urmează. Jucați-vă cu platforma de opțiuni pentru că acest modul, acest wizard, vă ajută extrem de mult atât să învățați cât și să creați niște strategii care s-ar putea să funcționeze. Să tranzacționați opțiuni e un lucru extrem de simplu, nu trebuie decât poate să vă mișcați niște bani din contul de CFD-uri în contul de opțiuni și atunci puteți să vă jucați imediat cu el. Dacă doriți materiale de la Biblioteca XTB-ului se pot împrumuta cărți, avem, dacă nu mă înșel, două cărți pe opțiuni și bineînțeles aveți ca întotdeauna tot suportul nostru. Sincer să fim, noi o să dezvoltăm materiale și produse special pentru zonele unde vedem că există cerere. Așa că dacă sunteți interesat de un anumit lucru, nu rămâne decât să ne spuneți și o să încercăm să vă acordăm asistență. Dacă nu mai sunt întrebări și văd că a fost o sesiune foarte liniștită, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și am încercat să instalez de aici și nu funcționează. Ați încercat să instalați din linkul respectiv și linkul respectiv unde vă duce, ați Thank you 1. Păi de aici am instalat eu ceva mai devreme, de la Option Trader. Cred că acum vedeți și dumneavoastră site-ul. De aici, de la Option Trader, am instalat ceva mai devreme platforma. În ce sens nu funcționează? O să primiți după ce instalați. Da, mai încercați încă o dată. După ce instalați, ați văzut că s-ar putea să dea două erori, care sincer să fiu nu știu din ce cauză apar, însă aveți un pic de răbdare cu ea și o să se instaleze, bineînțeles. Bun. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și ne auzim la următoarele webinarii. O seară frumoasă vă urez. La revedere!